PSD Gor se mobilizează pentru campania electorală a turului 2 la prezidențiale, a anunțat la Sud FM deputatul Elvira Șarapatin, președintele Organizației de Femei Social-Democrate din județ. Elvira Șarapatin a precizat că Viorica Dăncilă are șanse să câștige președinția României dacă va fi o mobilizare reală. În acest sens, ședințele de astăzi la partid vor pune la punct lista de sarcini pe care o vor avea echipele social-democraților când vor merge să ceară votul gorjenilor. Organizația de femei și nu numai, Organizația Partidului Social-Democrat, ca și de fapt toți ceilalți, și de la alte partide, sigur, și de la alte partide fac campanie, stau de vorbă cu oamenii, dar cu Organizația de Femei, acum pentru turul 2, eu astăzi am întâlnire cu femeile din județ, cu președintele de organizații, de fapt, cu voi avea vreo 70-80, de fapt 70 de localități, dar eu am chemat mai multe femei decât... Unde vă veți intri? Unde la sediul partidului suntem, ora 5 va fi CEX-ul, deci organizația mare, și eu am CEX-ul cu Organizația de Femei la sediul partidului la ora 4, așa, și acolo... Sigur, vom sta de vorbă, le vom spune femeilor ce și cum să facă, avem o strategie, sigur că trebuie să ne formăm echipe, să mergem din nou din casă în casă. În opinia deputatului Elvira Șarapatin, campania electorală dusă om cu om este extrem de importantă, pentru că, din păcate, spune aceasta, lipsa de informație sau fake news-urile pot duce la o neînțelegere a electoratului, a mesajelor pe care PSD încearcă să le transmită.